Ați făcut înainte un set de analize, nu știu, să vedeți dacă un anumit vaccin e mai bun, poate, pentru organismul nostru. Păi nu există, decât nu. Altul, sau nu. Cum... Nu există analize care să facă diferență. Mulți ne întreabă dacă trebuie să aibă, nu știu, o discuție, poate, cu medicul curant, înainte de a face un vaccin sau hai de să lămurim lucrurile. Sigur că am făcut analize în spital, fără discuție, și teste PCR foarte multe și teste de anticorp. E logic, dar nu pentru partea de vaccinare. S-a demonstrat foarte clar, nu vorbim doar de Organizația Mondială a Sănătății, practic toate sursele serioase științifice spun clar că nu e nevoie să facem analize înainte de a ne face vaccinul. Clar. Nu ne ajută cu nimic, din niciun punct de vedere. Apropo de alegere, că și aici e o discuție, să știți că, bine, din cele două variante, că deocamdată avem două, am dorit să avem 7, 9 și știți de ce ne dorim să avem cât mai multe? Pentru că în felul acesta capacitatea de producție crește. Este exact ceea ce ne interesează. Vrem să avem un număr mare de doze într-un interval scurt de timp. Avem două variante acum, da? Cele care sunt disponibile în Uniunea Europeană. Nu sunt diferențe. Din punct de vedere științific, e un profil de siguranță absolut similar. Dacă vorbim de eficacitate, știți foarte bine că procentele sunt tot pe acolo, 95 versus 94 și ceva. Unde e într-adevăr diferența? Se referă la condițiile de transport, respectiv la stabilitatea legată de temperatură. Ce este important e, nu pentru cel care se vaccinează, poate fi important pentru autorități dacă, de exemplu, vor să ducă vaccinul într-o zonă mai greu accesibilă. Atunci vei prefera Moderna, pentru că e clar că e mai stabil și poți să-l ții, de exemplu, 30 de zile la temperatura de frigider de uz casnic față de 5 zile la BioNTech Pfizer. Și este important, dar pentru cel care se vaccinează nu contează acest aspect. Deci nu are de ce să aleagă. Nici măcar terenul alergic nu e cu o diferență semnificativă. Deci de asta se spune. Sigur, medicul la un moment dat, dacă are niște considerente absolut clare, mai ales dacă va vedea dintr-o experiență, apropo de cele două vaccinuri, urmează acum experiența oamenilor care deja s-au vaccinat și poate lucrurile se vor schimba. Mă refer la abordarea între cele două. Dar cel puțin la început, dacă vorbim de studii clinice, nu sunt diferențe.